ca actor încerc să descoper ce e personajul ăla, ce vrea, cine e. Sunt întrebări de bază pe care trebuie să ne le pune când ne apropiem de un rol. Ce vrea să spună, care e scopul lui acolo? Cred și în colaborarea regizor-actor. Nu-mi plac regizorii tirani care spun face așa, dar de ce, că așa vreau eu. Nu, atunci faceți, dar nu cu mine. Eu mă retrag din proiect. Îmi plac regizorii care, cu care se colaborează, cu care creăm împreună, discutăm și ajungem la un numitor comun. Și ca regizor invers, nu-mi place, am avut o situație cu un coleg actor foarte talentat și foarte bun, de altfel care la un moment dat i-am zis, aici hai să vedem, aș vrea să încercăm asta. Și el a făcut-o. Și zic, da, tu crezi în soluția asta? Și el mi-a spus, nu știu, nu. Băi, nu vreau să o faci dacă nu crezi în ea. Deci dacă nu crezi în ea, eu o schimb mai bine. Adică prefer mai degrabă să alegem o soluție care să tu să fii convins că e soluția bună. Sigur că încerc să-l duc și să-l îndrum spre ce vreau eu sau ce cred eu că în ce direcție zice textul. Și, dar trebuie, cred, să ajungem la un numitor comun, astfel încât împreună să tragem la aceeași barcă, să nu vâslim separat. Cred că descoper anumite tipologii, anumite tipuri de gândire. Sper că mă îmbogățesc și mă fac să înțeleg mai lumea mai largă decât mine și mai bogată. Și cred că asta nu poate face decât bine, faptul că înțelegi anumite tipologii umane care nu sunt neapărat apropiate, dar poți să intri în pielea lor și să le înțelegi, cred că e o formă de îmbogățire. Cred că e ca o carte bună pe care o înțelegi. Te face să vezi și altfel viața, să o vezi mai bogat, mai larg. Rolele cu carne, rolele adevărate, în care ce vezi, nu vezi o caricatură. Eu am fost învățat la școală de profesorul meu Ion Cojar. Când vedem sau facem la teatru caricatură, e prost. Asta înseamnă că înfățișăm doar o fațetă a unui personaj, nu un personaj în întregul lui. Și normal, nici n-ai cum. Când faci o caricatură, alegi cum arată un personaj văzut din afară și nu poate fi bogat, nu poate fi întreg. Când nu e întreg, e ceva lipsă. Lipsește o mână, un picior, ceva. Și pe noi am fost învățați, școala pe care am făcut-o eu, am fost învățați să refuzăm și să nu intrăm în asemenea. Și se face, din păcate, teatru caricatural, unde personajele nu-s vii, sunt fantoșe, sunt scheme. Și te uiți și poate să te amuze pe moment cu gaguri sau glume bune, dar atât. Și după aia pleci și zici, da, ok, am văzut, drăguț, auzi, iubita mea, a doua oară, nu mă mai adun la teatru că te omor. Și se întâmplă asta, din păcate, se întâmplă, cum și invers, se întâmplă și să fie piese foarte bune. Viața mea, pe măsură ce se desfășura, apăreau și se nășteau proiecte și se făceau și unele picau, unele se făceau, deci n-am stat încordat în așteptarea a ceva ce urmează să fie. Nu. În momentul ăsta nu există ceva care să... Sunt limitat, probabil, dar în momentul ăsta nu există ceva care să vreau să ard, să-l fac. Și, în general, am avut norocul că atunci când am vrut să fac ceva, am făcut. Deci... Da, deci am cumva, astrele s-au unit în așa fel încât cam ce mi-am dorit să fac s-a întâmplat. Și atunci, deocamdată, să vedem ce naște viitorul. Aștept cu nerăbdare. Acum mi-e foarte aproape o piesă pe care o fac la Teatru Bulandra, se cheamă Lumea lui Frank. E și noutate că anunț acum asta. Suntem în repetiții. E o piesă scrisă tot de Alex Popa, Alexandru Popa, care a scris și All Inclusiv și Secretul și efecte colaterale și așa, cu trei actori, eu, Adrian Titien și Ștefana Zanfira, și va ieși undeva în toamnă, în octombrie, la Izvor, și sunt foarte aproape de ea. E un moment acolo care mă emoționează foarte tare, nu al meu, interpretat de Adrian Titien. E un moment cu un copil care, nici nu vă zic mai multe, cu un copil care e găsit un alt cu un ceas în mână și se leagă povestea și... Mă rog. Dar așa momente emoționante, cred că la fiecare piesă, la Dumnezeu de-a doua zi al lui Mimi Brănescu,
E un text care pe mine m-a tușat și m-a atins foarte tare și simt spectatorii că sunt foarte pătrunși de poveste și de ce a scris Mimi acolo și ce se întâmplă. Emoționat mi se pare și finalul de la, chiar dacă nu mi-aparține, dar emoționat mi se pare și finalul de la Mărimea Contează, dacă ați văzut-o la Notara, când realizăm că forma e mai importantă decât conținutul și că, dacă știți povestea, el renunță la ea, indiferent că o iubește. Am stat mult, m-am gândit la întrebarea asta. Nu știu trei. Îmi vine unul care cred că... Dar probabil că sunt. Eu îți spun ce îmi vine mie. Îmi vine unul care cred că făcut film ar putea însemna ceva și nu numai în România. Cred că mai trei. Cred că mai trei al lui Eliade. Cred că ar putea fi o ecranizare. E foarte important cine face și cum face scenariul și dramatizarea. Pentru că una e când sunt vorbele scrise în carte și una e un dialog vorbit, e cu totul altceva. Și nu poți să iei mot a mot vorbele și să le pui, pentru că nu e adevărat, nu crezi. E foarte delicat procesul. Dramatizarea e o chestie grea. Eu am văzut puține dramatizări bune. E o muncă grea. Omul care face dramatizarea trebuie să fie un la fel de mare autor ca și autorul cărții, sau, mă rog, pe aproape. Nu e un traducător pur și simplu, sau nu cred că funcționează așa, pentru că nu ține, de exemplu, un mai trei, că am dat exemplu ăsta, există acolo niște replici care zic că el a scris așa, bogații, ce gândea personajul, Alan, bogații poartă aur și săracii tinichele. Și asta îi zicea el cuiva de acolo. Ori nu poți să zici asta, pentru că îl jignești. Când zici asta cuiva, îi jignești pe săraci. Trebuie găsit o formulare să zici, nu știu care ar fi formulare, poartă metale neprețioase. Sau, adică nu poți să zici mot a mot ce gândești, pentru că nu e delicat, nu e așa în viață. Nu, trebuie să reiasă ce a scris autorul cărții, trebuie să reiasă între cele două personaje, nu să fie spus pe gură. E foarte delicată. Practic se nasc alte vorbe care să extragi esența cărții. Mi se pare foarte complicat. E o muncă grea, foarte grea și cine se înhamă la asta, îi doresc multă baftă. Înainte de fiecare spectacol nu există alea, primele 10 secunde înainte de a intra pe scenă, nu există să nu am emoții. Indiferent cât de mult joc spectacolul. Și pe urmă te ia povestea, te ia treaba pe care o ai, intri în treabă, dar înainte de a face primul pas, tot timpul e emoția aia. Hai, acum intru. Eu rezolv situația. Mai greu e când joci în versuri sau când orice înlocuiești tu, nu e bine, sigur. Adică, nu. Dar că, în general, te descurci. Rezolvi situația, spui ceva similar sau chiar dacă nu e ăla cel mai bun cuvânt, dar îl pui și treci peste.